presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bun găsit tuturor! Astăzi vă invit la o ediție specială a emisiunii Presa Liberă Trecere, o ediție filmată în incinta Spitalului Municipal din Râmnicu Sărat. Dragi telespectatori, unitatea medicală și-a reluat circuitele după investițiile și lucrările demarate aici în ultima perioadă. Invitații mei, mai precis domnul manager Adrian Danielescu, doamna doctor Nicoleta Pavelescu, directorul medical și domnul Sorin Cârjan, primarul municipiului Râmnicu Sărat, vor vorbi despre toate lucrările realizate în ultima perioadă la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat. Înțelegem că s-au finalizat investițiile la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat. Avem aici prezent conducerea unității, dar și șeful administrației publice locale din municipiul Râmnicu Sărat, domnule manager, domnule Adrian Danielescu. Vă rugăm să ne prezentați care sunt cele mai semnificative lucrări care s-au derulat în unitatea pe care o coordonați. Bună ziua, ne aflăm în Cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, secția neonatologie, care a fost complet refăcută, secția de neonatologie și ginecologie. Așa cum v-am mai spus, au fost făcute unele modificări în sensul reducerii numărului de paturi, recompartimentări. În același timp a fost introdus în cadrul acestei secții, în cadrul întregului spital, programul despre care v-am mai spus, în valoare de 2 milioane de euro, care constă în schimbarea instalațiilor electrice, în adăugarea celor necesare în vederea stingerii incendiilor, respectiv avertizoare de fum, springere și o instalație automatizată. În același timp au fost montate pe toate secțiile, inclusiv în această secție, climatizare. Asta înseamnă că o să se reducă foarte mult consumurile. Iarna o să avem, cu ajutorul acestei climatizări, călduri, iar vara o să avem răcoare. Deci nu o să mai fi nevoie să folosim nici aerii condiționate, nici centrala termică la un nivel la care o foloseam acum. Mai multe despre aceste modificări o să o las pe doamna director medical să vă spună, doamna dr. Pavelescu. Da, într-adevăr, eu sunt foarte mândră că am fost parte din am făcut parte din aceste modificări, în sensul că întreg spitalul are o față nouă, a fost făcută o igienizare generală, toate secțiile, absolut toate secțiile beneficiază de o instalație electrică nouă, așa cum a zis și domnul manager, de un sistem de ventilație nou, dar în primul rând au fost igienizate și nu mai vorbim de aparatura cu care s-a dotat întregul spital. Practic, avem ecografe, test de efort, linia de endoscopie a fost reînnoită, remeneul, tot laboratorul de analize medicale a fost dotat cu aparatură nouă și performantă. De asemenea, în laboratorul de radiologie au fost aduse aparate noi, inclusiv un mamograf și un aparat de DEXA. Prin urmare, așteptăm ca pacienții să se prezinte la spitalul nostru și mulțumim pe această cale tuturor celor care au fost implicați în acest lucru, care este extraordinar pentru Spitalul Râmnicu Sărat și pentru populația noastră. Ar putea unul dintre reprezentanții Spitalului Municipal să ne vorbească în detaliu despre modificările realizate aici pe secția de ginecologie, unde ne aflăm acum? Secția de ginecologie a fost cumva recompartimentată, în sensul că avem paturi alocate special gravidelor, deci obstetrică. Totodată partea de neonatologie propriu-zisă, deci al lăuzei și al nou-născutului, este recompartimentată de la zero, în sensul că este sistemul de rooming-in, deci mama rămâne cu copilul permanent, 24 din 24. Fiecare salon are grup sanitar propriu și sunt doar 3 paturi în salon. Deci, de fapt, sunt 3 paturi pentru mame și 3 pătuțuri pentru bebeluși.
De asemenea, sălile de naștere au fost complet reamenajate și dotate. De aceea putem să spunem că ne-am aliniat la standardele, internaționale, zice chiar. Am reluat vechile circuite. În urma tuturor lucrurilor care s-au făcut, amenajărilor, igienizărilor, am reușit să finalizăm aceste lucruri și am reluat vechile circuite, astfel încât și pacienții și salvările se pot prezenta acum la fostele camere de gardă și nu în policlinică, așa cum s-au prezentat în această perioadă unde ar trebui să facem aceste modificări. Domnule primar, vorbim de investiții semnificative la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat, vorbim de dotări, dar și de condiții de cazare optime pentru pacienți. Acum nu este o surpriză pentru nimeni, de mulți ani administrația locală, primăria, consiliul local sprijină, așa cum era firesc, Spitalul Municipal. Întotdeauna am avut împreună cu conducerea spitalului, cu domnul manager, cu directorul medical, o bună colaborare, tocmai pentru a îmbunătăți condițiile în care pacienții și personalul medical își desfășoară activitatea. Dar în ultimii ani, ultimii 2 ani, asistăm la o transformare practică a spitalului. Sunt cele mai mari investiții, atât din punct de vedere al dotărilor din ambulatoriu, un proiect de aproximativ 2 milioane de euro și majoritatea echipamentelor deja au venit, ceea ce ridică foarte mult standardele de calitate a serviciilor medicale și de asemenea un alt proiect de 2 milioane de euro în ceea ce privește, așa cum spuneau deja și domnul manager și doamna director medical, modificarea, igienizarea, schimbarea completă a instalațiilor electrice și de aclimatizare. Noi avem datoria de a participa din punct de vedere financiar și a pregăti spitalul pentru a avea condiții din ce în ce mai bune, atât pentru personalul medical, cum spuneam, cât și pentru pacienți, și lăsăm deschise și pe viitor orice colaborare pentru a îmbunătăți și a beneficiat de alte finanțări pentru viitor. Eu sunt fericit că astăzi, așa cum știam, circuitele au fost reluate, pacienții merg deja și vin clar pe vechile circuite și cu ocazia asta vor vedea și noile condiții pe care Spitalul Municipal le oferă. Deși suntem într-o unitate în care nu vrem să pășim, pășesc aici doar persoanele cu probleme, dar dacă ar fi să ne gândim puțin la trecut, trecutul apropiat, 3-4 ani. Vorbeam altceva despre unitatea din Râmnicu-Sărat. A fost o perioadă care ne-a afectat fără doar și poate, vorbim de perioada pandemiei, dar chiar și în perioada aceea doar regulile care au fost condiționate de Ministerul Sănătății, de Direcția de Sănătate Publică, au făcut ca spitalul la un moment dat să-și piardă adresabilitatea. Din punct de vedere al condițiilor pe care le oferea și la vremea aceea, spitalul a fost întotdeauna un etalon pentru sistemul de sănătate românesc, iar personalul medical de asemenea s-a ridicat la cele mai înalte standarde, spunem noi, ținând cont de cum spuneam, de nivelul spitalului, totuși vorba de un spital municipal. Eu vreau să le mulțumesc în egală măsură și doamnei director și domnului manager pentru întreaga preocupare pentru ca spitalul nostru să ofere condiții dintre cele mai bune, cum spuneam, și sunt absolut convins că viitorul va aparține unor astfel de colective. Dinamica în care ne mișcăm, cred că ne ajută să sperăm lucrul acesta. În continuare, Spitalul Municipal are adresabilitate pentru aproximativ 100.000 de pacienți care locuiesc în zonă, în mod categoric peste 90.000, dar mai mult decât atât, noi prin prezența la spital și susținem activitatea spitalului, pentru că este o unitate care se autofinanțează. Dacă nu vom avea încredere, și nu avem motive să nu o facem, dacă nu avem încredere, atunci cu siguranță spitalul va funcționa din ce în ce mai bine și cu siguranță și medicii pe care noi îi așteptăm și pe care conducerea îi caută vor veni la spitalul nostru. Și un mesaj pentru cadrele sanitare. Vorbim de rezultate foarte bune în rândul medicilor din Râmnicu-Sărat. Pacienții asta spun. Este adevărat, nu avem suficienți medici atât cât am avea nevoie, dar cei care sunt dedicați. Avem de asemenea un laborator cu performanțe foarte bune în punct de vedere al investigațiilor care se fac, aparatură de cea mai înaltă calitate, ceea ce înseamnă că dacă vor veni pentru o primă investigație la Spitalul Municipal, cu siguranță vor avea cele mai bune rezultate și cele mai bune
recomandări pentru viitor. Și printre toate investițiile de care ne vorbea domnul manager împreună cu doamna director medical, reținem remeneul. Râmnicenii își vor putea realiza investigațiile aici acasă, nu vor mai fi nevoiți să străbată alte orașe. Cu siguranță sunt printre cele mai performante echipamente pe care sistemul de sănătate le are în dotare. Iată, ne bucurăm că și spitalul nostru îl are în curte și, cum spuneam, sunt așteptați, deși sper ca starea de sănătate să nu necesite lucrul acesta, dar cei care au nevoie pot veni cu încredere la Spitalul Municipal. Doar pentru prevenție să dea Dumnezeu, așa cum spunea doamna director. Vă mulțumim. Doamna director și domnul manager, un mesaj pentru colegii dumneavoastră, după care pentru pacienți. Mesajul ar fi să facem totul, să ne desfășurăm activitatea cât mai bine, să încercăm să ajungem la o calitate a serviciilor cât mai înaltă, astfel încât beneficiarii respectivi, pacienții municipiului Râmnicu Sărat și ceilalți pacienți din comunele limitrofe să fie mulțumiți și rezultatele dumneavoastră se vor vedea în viitoarele rezultate care vor fi date de alte spitale mai performante, unde vor confirma diagnosticele și lucrurile constatate la noi în spital. Vreau totuși să adaug pe această cale mulțumiri întregului Consiliu Local, mulțumiri domnului primar pentru toate aceste investiții. Așa cum am spus la lui, sunt investiții de 4-5 milioane de euro care nu au fost făcute niciodată în spitalul nostru. Lucruri care se văd, se realizează, inclusiv așa cum ați spus noastră, remeneu. Iată că am ajuns după ani de zile să avem la municipiul Râmnicu Sărat să avem și remeneu și CT-ul, care este un lucru fantastic. Poate în prima fază nu se realizează ce înseamnă, dar totuși să ajungem să, ca în orașul nostru, să facem asemenea investigații, să nu mai fi nevoiți să mergem în alte orașe, să stăm la cozi. Programarea la noi este foarte scurtă. Rezultatele de asemenea se dau foarte repede. Îndemn pe toți pacienții care vor să readreseze să o facă cu mare încredere. Rezultatele vor fi foarte bune și foarte bune. Le mulțumesc râmnicenilor pentru că au avut răbdarea și au înțeles că, de fapt, toate modificările de circuite și toate aceste aspecte mai puțin plăcute au fost necesare tocmai pentru ca acum să fim la un nivel înalt, să avem un act medical de calitate. Și îmi doresc foarte mult ca încrederea să crească și totodată să le oferim într-adevăr tot ce au nevoie din punct de vedere al sănătății. Dragii noștri, atât de aici, de la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat, vă dorim tuturor sănătate și numai bine! Presa Liberă Trecere cu Loredana Bălan la TV Sat.